În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Preacuvioși și preacucernici părinți și iubiți frați și surori, în ultimele săptămâni, preocupările noastre de la întâlnirile de duminică seara, de la proiectul catehetic O seară cu Domnul Hristos și cu Preasfânta Sa Maică, au fost profilate mai ales pe bioetică, pe etica vieții. Și așa cum bine știm, viața este cel mai mare dar pe care ni-l face Dumnezeu. El ne dă viața și El o poate lua atunci când vrea El. De aceea spuneam la întâlnirile noastre că atunci când cineva păcătuiește împotriva vieții, face mare greșeală. Noi nu suntem de acord. Sigur că nici cu omorul, dar nici cu avortul. Nu suntem de acord nici cu eutanasia, adică cu o moarte frumoasă. Și nu suntem de acord nici cu toate celelalte mijloace care sunt potrivnice vieții. Viața e un dar mare de la Dumnezeu. Ba, chiar și omul care a trecut în eternitate are prețul lui și față de trupul lui, avem datorie sacră de a-l înmormânta cum se cuvine. Una dintre poruncile bisericești, lucrul acesta ne-l cere, să-i înmormântăm cu cuvioșie pe cei morți. De aceea, acum o săptămână spuneam că noi nu suntem de acord nici cu incinerare. Într-o lume modernă, acest subiect intervine iar și iar și noi trebuie să ne împotrivim incinerării oamenilor plecați la Domnul. În seara aceasta, tot un subiect de bioetică ne preocupă. Este vorba de bunăstare și asceză. Pe de o parte, față de viața omului avem respect. Față de sănătatea lui, sufletească și trupească, ne preocupăm. Dorim să aibă tot ceea ce îi trebuie pentru a duce o viață normală. Dar, de aici, de la o bunăstare care ne asigură traiul de zi cu zi și până la îmbuibare este mare distanță. Și atunci, de bună seamă că bunăstarea trebuie corelată cu asceza. Pentru că, din păcate, nu ne mulțumim cu ceea ce este de trebuință pentru traiul nostru de zi cu zi. Și din această dorință de a consuma mult, de a mânca mult, de a bea mult, de a ne îmbrăca luxos și de ne-a oferi un confort peste cel normal, din această dorință, putem ajunge în îmbuibare, putem ajunge să fim stăpâniți de cele materiale. Devenim, așa cum se spune în lumea în care trăim noi acum, lumea consumismului și noi niște consumiști. Adică, poate fi unica preocupare a vieții noastre consumismul. Să mâncăm, să bem. Nu ne interesează ce se întâmplă după aceea.
Însă, dacă avem minte cât de cât limpede, vom constata că bunurile materiale nu pot satisface nevoile noastre spirituale. Ajungem la plictiseală și disperare. Și de ce? Bunurile materiale, multe, pe care le putem dobândi, nu pot satisface nevoile noastre spirituale? Întâi pentru că Dumnezeu așa ne-a croit, din punct de vedere al existenței noastre, așa ne-a făcut încât să avem nevoie întâi de toate de Dumnezeu. Fericitul Augustin, în cunoscuta-i lucrare, Confesiuni sau Mărturisiri, la un moment dat, spune un lucru care este valabil pentru orice făptură omenească care duce o viață normală. Ne-ai făcut pentru Tine, Doamne, și neliniștit este sufletul nostru până când nu-și va găsi odihna întru Tine. Cel ce dorește să-ți găsească odihna în mâncare, în băutură, în lucruri pe care dorește să le consume din belșug, peste măsură, peste trebuință, nu-și poate găsi liniștea și pacea sufletului său. Din acest motiv, pentru că ontologic suntem zidiți de Dumnezeu ca să ne găsim liniștea atunci când suntem în legătură cu El. De fapt, lucrul acesta, fericitul Augustin îl spune din experiență, dar înaintea lui oameni inspirați de Dumnezeu au mai spus lucrul acesta. Iată de pildă prorocul Ieremia, în capitolul 2 al cărții sale, constatând și el că oamenii n-au liniște, n-au pace și căutând cauza pentru care n-au liniște al sufletului, zice lucrul următor în versetul 13. Două rele a făcut poporul meu. Pe mine, izvorul apei celei vii, m-au părăsit și și-au săpat fântâni sparte care nu pot ține apă. Și lucrul acesta rău îl fac mulți dintre contemporanii noștri atunci când cred că, având din belșug bani și bunuri materiale, îl vor găsi odihna sufletului. Ori și banii și bunurile materiale sunt fântâni sparte care nu pot ține apă. Dacă îl părăsim pe El, pe Domnul Hristos, izvorul apei celei vii, și alergăm după alte bunuri, ele sunt fântâni sparte care nu pot ține apă și n-aduc liniște și pace sufletului nostru. Sfântul Apostol Pavel, în prima epistolă către Timotei, în capitolul 6, în versetul 7 și următoarele, subliniază și el acest lucru. Adică, vrând să argumenteze de ce n-aveau pace contemporanii lui, cum n-au pace nici contemporanii noștri, spune lucrul următor. N-am adus nimic în lume, tot așa cum nu putem nici scoate ceva din ea afară, ci având hrană și îmbrăcăminte, cu acestea vom fi îndestulați. Cei ce vor să se îmbogățească, dimpotrivă, cad în ispită și în cursă și în multe pofte nebunești și vătămătoare, ca unele ce cufundă pe oameni în ruină și în pierzare. Căci iubirea de argint este rădăcina tuturor relelor și cei ce au poftit-o cu înfocare au rătăcit de la credință și s-au străpuns cu multe dureri. Așadar, bunăstarea peste măsură, belșugul,
mai mare decât cel necesar pentru un trai decent, n-aduc liniște și pace sufletului. Și asceza, reținerea de la multe mâncăruri și băuturi și de la bunuri care nu ne sunt necesare, asceza este o modalitate de a pune echilibru în viața noastră. Iată de ce Biserica Ortodoxă are și posturi. Acum ne găsim în postul Sfinților Apostoli, Petru și Pavel, pentru că asceza încearcă să aducă oarecum lucrurile într-o normalitate și să ne facă să nu fim dominați de o atitudine consumistă și să dorim să avem multe, pentru că lucrurile acestea multe nu ne aduc pace sufletului. Încă de atunci, de la început, de când Adam cu Eva s-au lăcomit la roade din pomul cel oprit, încă de atunci bietul om are această tendință păcătoasă de a fi consumist, de a poseda, de a mânca și de a bea. Ori, împotriva acestui consumism, asceza este leacul cel trebuitor. După ce vom cânta împreună cu strana o priceasnă, din literatura noastră clasică, vă voi da un exemplu din care reiese foarte bine că dreapta judecată, noiva, cumpătarea, este mare virtute și că această atitudine consumistă de a avea mult, de a ne lăcomi la mulți bani și la multă avere, până la urmă se sfârșește lamentabil. Pentru tine, exemplele din literatura clasică referitoare la cumpătare, exemplele potrivnice atitudinii consumiste și lacome sunt foarte multe. De exemplu, scriitorul mare, Lev Tolstoi, în literatura rusă, are o novelă intitulată așa: Cât pământ îi trebuie unui om? Povestea e următoare. Un boier darnic din calea afară, care avea sute de hectare de pământ, la un moment dat a avut să facă mare milostenie și să le împartă celor ce aveau nevoie. I-a chemat dimineața pe câțiva la răsăritul soarelui și le-a spus așa: până la apusul soarelui, fiecare dintre voi poate ocoli suprafața de teren care este necesară, dar înainte de apusul soarelui să fie aici, la mine. Unul dintre ei, care era cel mai lacom și mai consumist, a plecat dimineață la răsăritul soarelui și a înconjurat foarte, foarte mult teren. Când mai avea soarele vreo palmă până să apună după deal, era și el aproape de boierul cel milostiv, dar gândindu-se că mai poate înconjura încă vreun hectar, două, nu s-a apropiat de boier să-și ia în stăpânire sutele de hectare pe care le înconjurate, ci s-a gândit să mai înconjoare două. Și încercând să le înconjoare, în câteva minute, soarele a apus după deal și el, grăbindu-se să ajungă și el la boier, înainte de a sosi chiar lângă el, a căzut jos și a murit de oboseală. Și boierul le-a zis celor ce sosiseră la timp: vedeți cât pământ îi trebuie? Sute de hectare, nu-i mai trebuie decât 2 metri pătrați. Luați-l și îngropați-l. Atât ai trebuie unui om. Acum, în literatura noastră românească,
Ioan Slaviș, care a scris câteva novele cu caracter moral. Pe una a intitulat-o Comoara și din ea reiese cum îl poate perverti iubirea de argint pe un om care e normal și care devine anormal atunci când îl stăpânește. Diavolul iubirii de argint. Însă o altă novelă care are tot acest mesaj moral este Moara cu noroc. Din aceasta vă voi citi doar câteva fraze în care vedem de fapt concepția lui Ioan Slaviș referitor la atitudinea lacomă și consumistă care de multe ori ne stăpânește pe noi oamenii. E vorba de Ghiță cu soția lui Ana și cu mama soacră, care era o femeie foarte credincioasă, credincioasă și cumpătată. La un moment dat, arendașul din vecinătate dorea să arendeze cârciuma Moara cu noroc, o cârciumă așezată la răspântii de drumuri și care celor ce o arendau le aducea foarte mult venit. Ghiță și cu soția lui erau doritori să câștige mult, așa cum observăm și în zilele noastre. Nu se mulțumesc oamenii cu puținul pe care îl pot dobândi în România, doresc mult. Ei, iată ce s-a întâmplat în novela lui Ioan Slaviș. E concepția autorului, dar o pune pe mama soacră să vorbească, care era o femeie foarte credincioasă. Copiii mei, omul să fie mulțumit cu sărăcia sa, căci dacă e vorba, nu bogăția, ci liniștea colibei tale te face fericit. Dar voi să faceți după cum vă trage inima și Dumnezeu să vă ajute și să vă acopere cu aripa bunătății sale. Eu sunt acum bătrână și fiindcă am avut și am trăit multe bucurii în viață, nu înțeleg nemulțumirea celor tineri și mă tem ca nu cumva, căutând acum la bătrânețe un noroc nou, să-l pierd pe acela de care am avut parte toată viața până în ziua de astăzi și să dau la sfârșitul vieții mele de amărăciunea pe care nu o cunosc decât din povestiri. Voi știți, voi faceți ce vreți voi, de mine să n-ascultați. Mi-e greu să-mi părăsesc coliba în care mi-am petrecut viața și mi-am crescut copii și mă cuprinde un fel de spaimă când mă gândesc că rămân singură întrânsa. De aceea, poate că mai ales de aceea, Ana îmi părea prea tânără, prea așezată, oarecum prea blândă la fire și îmi vine să rând când mă gândesc că va fi cârciumăriță. Vorbă scurtă, răspunse Ghiță, să rămânem aici, să cârpesc și pe mai departe cizmele oamenilor care umblă toată săptămâna în opingi ori de sculți, iar dacă duminica e noroi, își duc cizmele în mână până la biserică și să ne punem pe prispa casei la soare, privind eu la Ana, Ana la mine, amândoi la copii, iar dumneata la trustrei, iată liniștea polipei noastre, asta este liniștea. Nu zic grăin, soacra așezată, eu zic numai ce zic eu? Vă spun numai așa gândurile mele, iar voi faceți după gândul vostru.
Și știți prea bine că dacă voi vă duceți la moara cu noroc, nici vorbă nu poate fi ca eu să rămân aici, ori să mă duc în altă parte. Dacă vă hotărâți să mergeți, mă duc și eu cu voi și mă duc cu inima îndoită. Dar dragostea de mamă care mă încearcă, mă face să mă duc cu voi. Atunci, să nu pierdem vremea degeaba, mă duc să vorbesc cu arendatul, zice Ghiță, și de la Sfântul Gheorghe, cârciuma de la moara cu norochia noastră. Să fie într-un ceas bun, grăi bătrână. Iar ce s-a întâmplat, știți și frățiile voastre. S-au dus la moara cu noroc și a câștigat Ghiță foarte mulți bani. Dar, câștigând bani mulți și devenind robul lor, și-a neglijat familia, Ana a intrat într-o legătură amoroasă cu Lică Sămădăul și din gelozie, la un moment dat, Ghiță a omorât-o pe Ana. A mers la temniță, Lică Sămădăul a murit și el cu capul zdrobit și moara cu noroc a fost aprinsă și s-a făcut scrum. Pentru că nu banii mulți câștigați acolo îi erau necesari lui Ghiță și familiei sale, ci liniștea colibei lor de până atunci, cum a spus mama soacră. Veți zice că suntem moralizatori, dar dacă veți analiza bine, veți vedea că în cele mai multe cazuri, cine nu se mulțumește cu o viață decentă pe care i-o poate oferi liniștea colibei sale, atunci când va avea mult, nu va mai fi fericit. Amin. Pentru rugăciune.